În episoadele trecute ne-ați rugat insistent să facem un review la tablete de buget. Noi, desigur, v-am ascultat rugămintea și am ales 3 modele care nu bat la buzunar, dar care pot fi cât de cât folosite. Haideți să vedem la ce concluzie am ajuns. În battle-ul de astăzi intră 3 tablete de dimensiuni mici, adică între 7 și 8 inch. Acestea sunt Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Asus MemoPad HD și un nume încă neștiut pe piața noastră, Vonino Sirius QS. Pentru început să vedem cum stăm cu designul, materialele și calitatea asamblării. După ce am deschis toate cutiile, cel mai tare m-a impresionat Vonino, compania care, cică e americană, a abordat un design foarte, dar foarte asemănător cu un produs deja cunoscut de noi toți. Chiar și așa, eu nu am nicio problemă. Tableta surprinzător, dar arată foarte frumos și are un design destul de simplist. Pe spate și în mijloc avem aluminiu, chiar dacă seamănă foarte tare cu un plastic mat. Toate aceste componente sunt asamblate calitativ, așa că în general tableta din punctul ăsta de vedere are toate laudele. Samsung Galaxy Tab este la fel o tabletă foarte bine asamblată, însă aici întâlnim ca de obicei plasticul lucios și rame groase. Punctul forte al acestei tablete este că se ține foarte comod într-o singură mână. Modelul de la Asus, la fel, este destul de mic, însă nu am rămas foarte încântat de asamblare. Se creează impresia că ții în mână o tabletă încă mai ieftină decât pare. Deși pe spate plasticul este destul de plăcut. Având în vedere că tabletele se folosesc adesea pentru multimedia, display-ul este un component la care trebuie să atragem atenția. La acest capitol, câștigător a ieșit Asus MemoPad HD. Aici avem un display de 7 inch de tip IPS cu o rezoluție HD și 216 pixeli pe un inch, care și-a trecut fără discuții adversarii, având o rezoluție mult mai înaltă și o claritate a imaginii cu 30% mai bună. Culorile cel mai bine se văd la MemoPad. Nu sunt nici atât de contrastante ca pe display-ul AMOLED de la Samsung, dar nici atât de șterse ca pe Vonino. Cel din urmă pierde atât de mult din cauza că este mai mare, mai exact de 7,9 inch. Respectiv, producătorii au decis să nu se cheltuie adăugând mai mulți pixeli. Însă, la unghiurile de vizualizare, Vonino mi s-a părut cel mai bun. Totuși, există oameni cărora le plac display-urile aprinse. Pentru ei, Galaxy Tab-ul ar fi o alegere foarte bună. Specificațiile celor 3 modele sunt asemănătoare, însă performanțele diferite. Procesoarele sunt accelerate la 1,2 GHz, însă cel de la Asus și de la Vonino au 4 nuclee, pe când Samsung doar 2. Acest lucru se observă simțitor în jocuri și mai ales la navigarea prin sistem. Totuși, la capitolul jocuri învingător este Asus, acesta rezistând la unele destul de grele, ca spre exemplu Colin McRae. Pe Vonino, acesta frânează un pic, iar pe Samsung imaginea nici măcar nu reușește să se proceseze. Pentru navigare pe internet, câștigător este Vonino. Acesta a încărcat cel mai rapid paginile, iar scrollul este foarte plăcut și nu frânează. Fiecare din tablete are câte un giga de memorie operativă, însă și aici, din păcate, Samsung frânează des din cauza sistemului de operare mult prea încărcat. Pentru memorie internă, toate 3 au câte 8 giga cu posibilitatea introducerii unui card de până la 32 de giga. În afară de Galaxy Tab, unde se poate folosi și unul de 64. Un lucru foarte neobișnuit l-am observat la modelul Vonino Sirius. Acesta vine direct din cutie cu un cablu OTG. Astfel de cabluri permit conectarea oricăror dispozitive adiționale, ca spre exemplu stick-uri USB, hard disk-uri portabile, tastaturi și chiar mouse-uri. Mai pe scurt, o opțiune extrem de folositoare, mai ales când ai nevoie să transferi rapid fișiere sau vrei ca filmele să nu-ți ocupe loc pe tabletă. Plus că astfel de cabluri nu lucrează pe majoritatea tabletelor. Cel puțin pe celelalte 2 nu a mers. Tot cu referire la hardware, Galaxy Tab și Vonino Sirius QS au suport 3G, însă nu doar pentru internet, ci și pentru apeluri. Mai exact, puteți pune la ureche o dita mai tabletă și suna ca de pe un telefon obișnuit. Gata? A, nu? Dragi prieteni, aceasta a fost doar prima parte a acestui review. Dacă vreți să vedeți care din tablete a câștigat, nu uitați să apăsați butonul subscribe. Următorul episod va fi disponibil în câteva zile și exclusiv pentru abonați. Până atunci, nu uitați să comentați și să împărțiți episodul cu prietenii. Cu voi a fost Vicu, toate bune!